Hello, eu sunt Maya. În ziua 5-a vacanței noastre în Grecia, am făcut cumpărături în Hania și am admirat apusul pe o plajă cu valuri. După micul dejun, am plecat direct spre Hania, unde ne-am băut cafeaua pe malul mării. Hania se află la aproximativ 70 de kilometri vest de Rethymno și 145 kilometri vest de Heraklion. Este al doilea oraș ca mărime din Creta. A fost vechea capitală a insulei în perioada venețiană până la cucerirea turcă. După o cafea, am început shoppingul. Am vizitat piața municipală din Hania, de unde am cumpărat ulei de măsline de calitate. Am găsit melci de vânzare, dar dacă vreți să îi încercați, este și o tavernă în piață de la care îi puteți cumpăra gata gătiți. This is 02. No, that one is a normal. The 02 is the other one. Thank you very, very much. You're welcome, my friend.
dat peste Dimos Restaurant. Ne-a plăcut mult vederea, mâncarea a fost bună, am primit și desert din partea casei, dar nu am mai reușit să-l filmez. După ce am mâncat, ne-am mai plimbat prin oraș. Spre hotel, ne-am oprit pe o plajă pustie ca să admirăm valurile și apusul. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata niciun video nou. Mi-ar plăcea mult să văd și unde mergeți voi în vacanță anul acesta în comentarii. Also, dacă vreți mai multe detalii despre vacanțele noastre în timp real, puteți să mă urmăriți și pe Instagram. Linkul este în descriere.